Adi Victorie și astăzi 2-0, n-ați primit gol, promovarea se vede tot mai clar. Da, ne bucurăm, sperăm să o ținem tot așa și să ne așteptăm pasul celor de la, pasul greșit al celor de la Afumat, să câștigăm noi și să ne vedem de treaba noastră. Vă faceți treaba, dar parcă nici adversarii nu sunt atât de speriat. Așa este și noi jucăm în funcție de adversar, ne-am retras, ne-am dorit prea mult să câștigăm. Poate de asta n-am făcut și noi un joc foarte bun în a doua repriză și au venit puțin peste noi. Din păcate a fost azi unul să ne relaxăm, rămân 4 puncte doar. Dacă noi batem meci de meci, nu cred că o să fie problemă. Batem la Ștefănești, ne facem noi viața ușoară, nu cred că o să fie... Nu cred că o să mai avem probleme anul ăsta de promovare, Doamne ajută. Cristi Victorie și astăzi 102-0, dublă Cherchez, ți-a mers bine? Da, eu mă bucur că am luat cele 3 puncte, care ne sunt de mare ajutor să rămânem acolo în frunte. Și da, mă bucur că am reușit să înscriu 2 goluri și încă o dată zic că mă bucur că am luat cele 3 puncte. La egala pe Dani Popa, ai ieșit 11 goluri sezonul acesta, e bine. Sincer să spun, nu mă gândesc câte goluri am, să fie bine pentru echipă, nu contează cine marchează. Cui e deci reușitele de astăzi? În primul rând colegilor și le mulțumesc pentru susținere și pentru ajutor și în al doilea rând familiei mele. Afumați, din păcate, ne ține în priză, a câștigat cu Pitești, rămân doar 4 puncte. Da, avem treabă cu Afumați noi ne vedem de drumul nostru, trebuie să câștigăm noi și nu ne interesează de absolut nimeni. Denis Victorie și astăzi 2-0, 3 puncte importante. Foarte importante, nu trebuie să dăm nicio șansă urmăritorilor să se apropie de noi. Noi ne jucăm șansa noastră până la final. Ce să facem? Apărarea merge bine, n-ați mai primit gol de foarte multe meciuri. Atâta timp că suntem concentrați, că suntem o echipă și facem toți faza de apărare, toți faza de atac, rezultatul a fost mereu în favoarea noastră. Promovarea se vede tot mai clar. Deocamdată suntem promovați, noi credem că suntem promovați numai în secunda în care este și oficial. Până atunci, noi avem disputat meciuri foarte grele, care toată lumea vin, toți băieții cu toate echipele care jucăm, vin motivați, joacă cu primul loc, își dau viața pe teren. Afumați a câștigat astăzi 2-1 cu Pitești, rămân 4 puncte, încă nu suntem relaxați. Nu suntem relaxați, pe noi ne interesează rezultatele noastre, nu ce fac alții. Era bine pentru noi să încurce, nu s-au încurcat, noi ne vedem de drumul nostru și cu Dumnezeu înainte. Dacă promovăm, bine pentru noi. Și ne jucăm șansa până la final. Se anunță un meci destul de greu etapa viitoare la Ștefănești. Toate meciurile au fost grele. Deci toate meciurile au fost grele. Sperăm să trecem și peste acel hop. Cu voință, cu dăruire și cu concentrat 100% toți, o să trecem și peste acel hop cu victorie. Așa ne dorim.